A doua întrebare, atunci când experimentăm eșecul, nu este de la noi spre Isus, ci este întrebarea lui Isus pentru noi. Iată, de ce frica a luat locul credinței? Versetul 40 spune așa: apoi, după ce Iisus a liniștit marea și furtuna, le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. Atunci când experimentăm eșecul, suntem în fața întrebărilor grele. Și Domnul scoate în evidență o situație pe care noi altfel nu am bănui-o decât în mijlocul eșecului. Și anume, când credința lipsește, frica o înlocuiește. Nu credem că ne lipsește credința, dragilor. Nu credem. Nu credem predicatorii care ne spun asta. Nu credem Biblia care ne spune asta. Nu credem discuțiile de la grupul de ucenicie. Nu, noi suntem tari, noi suntem puternici. Nu credem că ne lipsește credința până când experimentăm eșecul. Până atunci. Și vedem, observați că Domnul pune în contradicție frică și credință. Sunt două stări, sunt doi termeni care se exclud reciproc. Tu nu poți să ai frică și credință în același timp. Ori îți este frică, teribil de frică de ce se întâmplă, ori ai credință și crezi ferm în planul lui Dumnezeu. Și Domnul vine și spune: acum am eu o întrebare pentru voi. De ce v-a cuprins frica? De ce nu aveți credință? Aici, în seara asta, ai credință. Da, frate, am credință. Tu ai credință. Sigur, am credință. Foarte bine. Însă, în momentul în care începi să-L întrebi pe Domnul: Doamne, unde ești? Doamne, de mine nu-ți pasă. Doamne, te-ai retras? Și vine Domnul meu și zice: ai credință? Atunci nu poți să spui: da, am. Pentru că tocmai prin ceea ce ai spus, ai dovedit că atâta de multă neîncredere există. În Iacov, capitolul 2, versetul 19, vorbind despre credință, Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, spune așa: tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Nu la tipul acesta de credință ne verifică Domnul atunci când trecem prin eșec. Nu este o credință în existența lui Dumnezeu. Nu este o credință că ceva superior nouă, undeva într-un colț al universului, există. Nu este vorba despre o inteligență net superioară și atotputernică. Da, Domnule, există Dumnezeu. Cred că există. Nu la tipul acesta de credință, ci la o credință care se transpune în fapte. Pentru că, da, dracii cred în existența lui Dumnezeu. Mai abitir decât mulți dintre oameni. Dracii cred și ei știu Dumnezeu există. Însă ceea ce lor lipsește este aplicarea acestei credințe în viața lor. Iacov 2,20. Vrei să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică. Și ne dă un exemplu. Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Tu bravezi și spui: eu am credință, sunt un bărbat credincios, sunt o femeie credincioasă, familia noastră este o familie de credincioși, până când intri în eșec. Până când experimentezi eșecul și Domnul îți spune: dar de ce te panichezi atât de tare? Doar eșecul ne scoate la suprafață și ne dovedește că tot ceea ce noi am afirmat și trăit până atunci a fost o credință de suprafață, identică dracilor, demonilor, adică credem în existența lui Dumnezeu, însă faptele contrazic că aceea este o credință efectivă, care are impact. Avram a avut acel tip de credință încât l-a urmat pe Domnul până la capăt. Prin reacțiile din urma eșecului din viața ta, Dumnezeu îți dovedește lipsa credinței în El. Cel mai greu lucru este ca să-l poți să-l ajuți pe un om să înțeleagă că este bolnav, ca să-i poți da tratamentul. cel mai greu lucru pentru un om să îi explici Evanghelia și să fie mântuit este să înțeleagă că el are o problemă, că el are nevoie de Hristos ca să se pocăiască, să se întoarcă, să fie iertat și mântuit. Și Dumnezeu spune, nu înțelegi asta prin predică? Nu înțelegi carențele tale în caracter, în credința pe care o ai? Nu înțelegi nici măcar când ți se explică negru pe alb și când discuți împreună cu alții și primești mărturisirea altora. Nu înțelegi atunci când păstorul te cheamă cu mare blândețe în biroul lui pastoral și te mustră cu toată dragostea, spunându-ți că trebuie să îndrepți ceva în caracterul tău. Nu înțelegi, Dumnezeu spune, nu-i problema. Vei experimenta, dragule, un eșec. Pentru că eșecul va scoate la suprafață ce tip de credință ai. Faptul că îți lipsește atât de multe în credința ta. Versetul 23 ne spune așa. Astfel, o credință dovedită prin fapte. S-a împlinit Scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. O credință transpusă în fapte. O credință veridică, dovedită în mijlocul eșecului. Lui Avram i s-a spus să-și jertfească propriul copil. Și Avram a mers până la capăt. Și în momentul în care era gata să săvârșească lucrul acesta, Dumnezeu l-a oprit și a spus, e suficient. Ai dovedit prin faptele tale credința ta. Este extraordinar. Eșecul în viața noastră dovedește carențele pe care le avem în credință. Experimentezi eșecul, dragul meu, pentru că tu crezi despre tine. Foarte posibil că ești un mare credincios. Și Domnul spune, dar ce-i cu panica asta? Că parcă erai credincios. Dar ce-i cu cearta asta? Parcă erai credincios. Eu îți spusesem să te apropii de mine. Îți spusesem să lași totul în spate și să-ți pui nădejdea în mine. Și tu spusesești că da, oricum, te și mirai. De ce îți zic eu asta? Pentru că tu oricum faci asta. Tu ești credincios. Ce-s cu lacrimile astea? Ce-i cu disperarea asta? De ce te frămânți atâta? Parcă erai credincios. De ce apelezi la păcate pentru a-ți rezolva eșecul? Parcă erai credincios. De ce te duci la oameni și ești gata să comiți compromisul? Tu parcă te încredeai în mine. Eșecul dovedește ce fel de credință avem. În Iacov 2,23 ne spune că atunci când avem credință dovedită prin fapte, asta ne apropie atât de mult de Dumnezeu. Acum vreau să te întreb, ce fel de credință ai tu? Și ce fel de credință are partenerul tău? Până când partenerul tău de viață va avea curajul și va scrie că are nevoie de consiliere. Până când tu mă vei suna și vei spune, frate, stai de vorbă, te rog, cu soțul meu, cu soția mea. Tu ești cel mai aproape de partener, de parteneră. Tu ești persoana care știe cel mai bine ce tip de credință are soțul sau soția. Te rog în numele Domnului, spune-i partenerului, partenerei despre credința sau necredința pe care o are. Știți, atunci când trecem prin eșec, pentru că trăim într-o societate obișnuită să se victimizeze, o societate obișnuită doar să facă pe victima, o societate obișnuită doar să se retragă, neputincioasă, singurul lucru pe care îl gustăm este încurajarea. Ori eu nu cred că avem de fiecare dată nevoie de încurajare. Încurajarea este ca și când ai da cu cremă, nu știu ce cremă, cea mai scumpă cremă, o cremă extraordinară. Tu ai o rană adâncă, curge sângele și tu te duci și iei crema aia pe care ai dat mulți bani și pui acolo și spui, uite, hai că o să fie bine. Exact așa este o încurajare dată unui om cu o rană de moarte. Hai că o să fie bine, iubi, pisi, hai că o să fie bine. Dragostea mea, nu descuraja, totul va fi bine. Nu va fi bine. Domnul le spune, știți de ce aveți voi nevoie acum? de o critică dură și aspră. Aveți nevoie de două palme, stânga și dreapta, cu una să vă țin, să nu fugiți, și cu cealaltă să o primiți bine, să vă treziți. Unde vă este credința? Pentru că numai v-ați smiorcăit, pentru că numai v-a fost frică și v-ați stânguit. Unde vă este credința? Lucrul de care are nevoie partenerul, partenera, este să te duci în toată dragostea, să-i spui: iubitule, stai pe marginea canapelei și spune: dragul meu, orice s-a întâmplat în viața ta, oricât de tare ai dat-o cu capul de gard, ceea ce experimentezi tu este frică și lucrul de care ai nevoie este să te încrezi în Dumnezeu. Nu eu și niciunul dintre prietenii tăi isteți și niciuna dintre resursele pe care crezi tu că le ai nu te vor scoate la liman. Singurul care poate să-ți dea speranță este Dumnezeu. Ceea ce ai exprimat tu, numai credință nu este. Bărbate, ai dat dovadă de nepocăință și de necredință. Sunt aici alături de tine să te susțin, pentru că primul lucru pe care trebuie tu să-l obții este o credință fermă în Dumnezeu. Te rog în numele Domnului, preia mesajul acesta. Du-te la soțul tău și spune-i așa: mai presus de orice confort în casă, mai presus de orice progres, vreau să te văd că vii acasă un bărbat credincios care îl iubește pe Dumnezeu. Asta este ceea ce mă aștept de la tine. Tu, la fel ca bărbat, la fel ca exemplu de adineauri, du-te și spune-i soției tale că o iubești. Asta e neapărat. Și că ceea ce te aștepți tu de la soția ta este să îi fie credincioasă lui Dumnezeu. Spune că asta este ceea ce te mulțumește și te împlinește cel mai mult. Și doar asta vă salvează. Domnul Iisus Hristos îi trece pe ucenici prin eșec pentru a le scoate în evidență. Altfel ei nu credeau. Imaginați-vă versetele de dinainte. Versetul de dinainte, când Domnul predica. În timpul predicii să se fi adresat ucenicilor săi. Băieți, ăștia 12 ai mei, n-aveți credință. Doamne, noi am lăsat peștele, am lăsat business-urile noastre și te-am urmat. Cum poți să spui așa ceva? Atunci când le-a explicat, să le-ai spus: băieți, acum vreau să vă zic negru pe alb, sunteți necredincioși. Domnul, în înțelepciunea Lui, a adus eșecul în viața lor pentru a le spune: sunteți plini de frică. Tot n-aveți credință?